O să încerc să-mi structurez ceea ce am de spus în legătură cu ce a zis domnul Timnea. Într-adevăr, planul de mobilitate urbană durabilă este un document strategic. Municipiul Câmpina are un plan de mobilitate urbană, este în vigoare și în anul 2023. Și după cum a spus dumneavoastră, această actualizare a planului de mobilitate urbană a avut ca scop aducerea la zi a datelor pe baza care a fost întocmit. Și vreau să plec un pic cu opinia mea legată de acest plan de mobilitate pe acești indicatori. Anul de referință pentru acest plan de mobilitate urbană este 2021, din documentație. Suntem în martie 2023. Primul indicator luat în calcul de dumneavoastră este numărul populației. 35.530 de persoane. Având în vedere rezultatul recensământului, vă informez că în Câmpina, la acest moment, sunt 28.993 de persoane. Adică avem o scădere cu 20% a populației municipiului Câmpina. Și conform graficilor pe care dumneavoastră le-ați prezentat, tendința este de scădere a populației în municipiul Câmpina. Astfel, densitatea pe kilometru pătrat, cum este prezentată în plan, scade. Este un indicator care influențează toate rezultatele de planul de mobilitate urbană. Un alt indicator care este luat în calcul dumneavoastră este numărul angajaților din municipiul Câmpina. Tot din datele pe care dumneavoastră le prezentați, numărul de angajați scade. Nu știu care este indicatorul sau ce a dat dumneavoastră în calcul în momentul în care ați considerat că pentru perioada 2027-2035 numărul de angajați va crește. Pentru că nu identificăm nicio măsură concretă pe care să fi propus actuala administrație, astfel încât numărul de locuri de muncă să crească. Tendința de scădere a populației, de reducerea numărului de locuri de muncă, de îmbătrânire a persoanelor, nu conduce la prognoza dumneavoastră cum că indicele de motorizare va crește. Un alt indicator pe care dumneavoastră îl luați în calcul este numărul de locuri de parcare. Și spuneți în documentație că este insuficient. Noi am mai prezentat o situație a locurilor de parcare de municipiul Câmpina, pe care dumneavoastră nu știu dacă o aveți, pentru că ați prezentat ca specialiști un plan de mobilitate pe baza informațiilor pe care au fost date de către primărie. Și aici am avut o analiză și nu vreau să revin asupra ei. Numărul de locuri de parcare în municipiul Câmpina o să scadă prin implementarea unor proiecte din această listă pe care dumneavoastră aveți aici atașată. Deci, prognozele pe care dumneavoastră le-ați făcut pentru perioada 2027-2035 sunt realizate în baza unor indicatori care actual nu mai sunt actuali. Iar tendințele sunt de scăderea populației și a numărului de muncă, nu de creștere. De asemenea, un alt indicator din plan care este diferit funcție de capitolul din planul de mobilitate, este vârful de trafic. Dacă la început spuneți că este între orele 17 și 15 și 8 și 15, 18 și 15, apoi vin spuneți că este între ora 8 și 10. Nu știu cum a fost făcută colectarea datelor din teren, cum a spus și dumneavoastră, dar aceste vârfuri nu sunt reale cele între 8 și 10. De asemenea, spuneți că adunarea datelor din teren... intersecții. Faceți afirmația că în intersecția de la ABC, adică Carol I cu Cogălnicianu și intersecția de la Casa Cărții, Carol I cu Bulevardul Culturii, spuneți, există depășire a capacității intersecțiilor pe aproape toată durata zilei, ceea ce conduce la congestie de circulație. Total fals. Toată durata zilei, dumneavoastră afirmați că la Casa Cărții și la ABC intersecțiile au
depășit pe șapar condiții de circulație, vreau să vă informez că cel puțin la Casa Cărții sunt momente în care intersecțiile sunt aproape goale. Cu excepția vârfurilor de trafic, puteți să vedeți că orașul Câmpina pare pustiu. La anumite ore chiar este pustiu. De asemenea, vă estimați calculele pe proiectele care se află în implementare. Și aici vorbiți despre faptul că așa este în studiu. Calea de Oțelani urmează să fie realizată. Vreau să vă informez că este gata. Faceți vorbire despre pasajul subteran din centrul municipiului Câmpina și faceți vorbire despre Dala Urbană. Vreau să vă informez faptul că în Consiliul Local PUZ-ul a fost respins. Aceste documente au fost respinse de către Consiliul Local. Ele pleacă, sunt luate în calcul de la scenariul 1 până la scenariul 3. Deci, în plan este prezentat ceva peste voința Consiliului Local. Dar nu ar fi luată când se întâmplă acest lucru. Scurt, analizând planul de mobilitate până la final și uitându-mă la concluzii și la rezultatele lui. Pe partea de transport public de persoane, de la 3,8% utilizare, ajungem în 2035 la 7%. Total nesemnificativ. Creșterea vitezei de circulație în oraș. Total nesemnificativ. Creșterea timpilor. Undeva la un minut. Scade timpul de deplasare. În schimb, dacă ne uităm la analiza economică și financiară, vedem că pentru a întreține și a exploata toate aceste obiective care sunt trecute planul de mobilitate urbană, municipiul Câmpina va trebui să suporte niște costuri extraordinare. Dacă o parte din aceste obiective, să presupunem că ar putea fi făcute din fonduri europene, tot ce înseamnă exploatare și întreținere se face din bugetul local. Buget local, care pe structura anului de 2023 nu își poate acoperi nici măcar cheltuielile de acum de funcționare și întreținere. Mulțumesc! Vreau doar, okay. Doar o precizare să mai fac, pentru că foarte multe, foarte multe lucruri de spus și o să închei și după aceea închei cu o recomandare. Au început să apară documentele legate de pasajul în sine și de parcarea subterană din centru. Documente care au fost depuse în avizare la diferite instituții ale statului. Și, suprapunând PUZ-ul cu aceste documente și planul de mobilitate urbană, am identificat niște sincope extraordinare între aceste documente. Și vreau să vă spun că din analiza proprie, prin implementarea acestui plan de mobilitate urbană pe baza proiectelor care au fost înaintate, în municipiul Câmpina, mobilitatea va scădea extraordinar. Și tot ceea ce înseamnă zona din jurul centrului, disconfortul va fi extraordinar. Aglomerația din trafic va fi extraordinar de mare. Și sunt foarte multe exemple, nu o să pot să vi le spun acum, dar cu altă ocazie o să vă prezint cum cartiere întregi își pierd stabilitatea din anumite părți ale orașului. Planul pentru pasajul subteran și pentru parcare scoate la iveală niște probleme extraordinar de mari. Iar ca o concluzie și ca o recomandare, având în vedere faptul că în acest moment la Camera Deputaților este proiectul, poate știți, poate nu știți, este proiectul de lege PLX 47/2023. Proiect de lege care deja a fost aprobat prin hotărâre de guvern și adoptat de Senat, fiind în procedură de urgență la Camera Deputaților, pentru adoptarea legii privind mobilitatea urbană durabilă.
astfel încât planurile de mobilitate urbană durabile vor fi întocmite după niște norme stabilite de această lege. La nivelul Ministerului de Resort se va constitui un compartiment de specialitate care va consilia autoritățile locale pentru întocmirea acestor planuri. De asemenea, planurile care vor fi adoptate este obligatoriu să fie trimise la acest Minister de Resort pentru a fi avizate. Având în vedere faptul că municipiul Câmpina are un plan de mobilitate urbană durabil, având în vedere faptul că datele din acest proiect nu sunt actuale, faptul că sunt în plan o serie de proiecte pe care Consiliul Local le-a respins și acest proiect de lege, recomandarea mea, pe lângă cel pe care v-am trimis în scris, este să retrageți acest plan de mobilitate, să-l amânați și să așteptați apariția legii, care, după cum v-am spus, este în dezbatere, în regim de urgență, trecând de senat la Camera Deputaților. Deja a primit 2 din 4 avize, deci este o chestiune de zile sau săptămâni până va intra în vigoare. Ar fi multe de spus, dar timpul și așa mi-am depășit. Îmi cer scuze, mulțumesc pentru înțelegere. Nu e nicio problemă, întotdeauna înțelegem. O să fiu foarte scurt, pentru că e normal, fiind aici și alți cetățeni, nu doar dumneavoastră, dar foarte scurt, cu scuze de rigoare că la ceilalți care s-au înscris la cuvânt nu o să fac acest lucru pentru că ne vom lungi foarte mult, aș vrea să vă dau câteva, mă rog, explicații sau câteva vorbe, mai bine spus. Acest plan de mobilitate urbană a fost într-adevăr făcut pe numărul de populație oficial. Pentru că atunci când s-a început lucrul la acest plan de mobilitate urbană, nu documentul oficial cu numărul de populație pe care firma care a elaborat acest PMUD, ni la celul și ar trebui să-l dăm. La fel ca și PUG-ul. Deci, ceea ce s-a întâmplat până acum s-a întâmplat perfect corect și perfect legal, pentru că pe acel număr de populație era normal să lucrăm. 2. Cu privire la numărul de locuri de parcare, scade numărul de parcări, nu este adevărat. La fel cum a spus că multe proiecte au picat. Nu, nici pasajul n-a picat în Consiliul Local, nici regenerarea urbană n-a picat în Consiliul Local, ci din contră, au fost aprobate în unanimitate și pasajul, și regenerarea urbană, și parcarea, toate trei având finanțări, inclusiv regenerarea urbană deasupra. Cu privire la PUZ, da, este foarte adevărat. A picat planul urbanistic zonal în Consiliul Local în o singură dată, în prima ședință. Asta nu înseamnă că executivul nu va intra din nou cu PUZ-ul în Consiliul Local. Cu privire la numărul și la traficul de mașini pe zona centrală, noul numărul de populație conform noului studiu este în scădere, în schimb, numărul autoturismelor, culmea, este în creștere. Asta înseamnă că orașul este tranzitat de mai multe persoane sau și faptul că populația, și acum există un număr foarte mare de câmpineni care și-au cumpărat mașini. Având în vedere că planul de mobilitate urbană are în el și transportul auto și al cetățenilor, cât și al societăților comerciale. Cu privire la dumneavoastră, aveți o viziune și pe bună dreptate vă cred că atunci ați văzut dumneavoastră că e orașul pustiu. Eu n-am văzut niciodată orașul pustiu, niciodată. În același timp, ponderea aglomerației pe zona centrală și nu numai, mai sunt și alte zone, este foarte aglomerat. De gen, se face ambuteaj de la OMV până sus la Casa Cărții.
nu doar în zona de la ABC și în zona Casa Cărții. Și culmea, nu doar în cursul săptămânii. Cu privire la ultimul lucru pe care l-a spus, că în Parlamentul României este proiectul de lege în aprobare, cred că a avut loc deja înființarea comisiei, dacă nu mă înșel, doamna arhitect, un grup de lucru la minister, dar vă informez acum, dacă dumneavoastră nu știați, noi am câștigat pe fonduri europene din nou actualizarea, deci nu pe bugetul local, APMUD-ului, care este în lucru și la finalizare, și fac din nou o paranteză că el s-a lucrat într-o perioadă de timp acest PMUD necesar, strategic, pentru proiectele care se deschid, axele care se deschid, până la actualizarea conform legii care se pregătește în Parlament. Așa. Mi-am mai notat aici. Cu privire la obiectivele de investiții, toate proiectele care sunt trecute în PMUD ca și obiecte de investiții aprobate și trecute în PMUD ca aprobate, inclusiv cele două mari investiții, sunt aprobate în Consiliul Local, contractele semnate cu Uniunea Europeană, da? Deci sunt toate trecute în bugetul local. Cu privire la calea Doftanei, sunt convins că proiectanții au luat în calcul, pentru că o parte din pasaj prinde și calea Doftanei. Și atunci, automat, se modifică și un procent din strada calea Doftanei. Cu privire la posibilele investiții de care faceți referire, în care spuneți că administrația publică locală nu a pregătit ceva sau nu are în program ceva, pe semne n-ați văzut proiectele de investiții în primul rând. Dacă v-ați referit la privați, da, este foarte adevărat, mi-a luat foarte mult timp, adică aproximativ 2 ani, să deblochez fondurile europene și să pun din nou Câmpina pe harta municipiilor, orașelor, localităților sau mai bine zis unităților administrative teritoriale în absorpția de fonduri europene și chiar suntem înfruntași la numărul de proiecte, nu la valoare, pentru că știți, cred că o parte dintre dumneavoastră, faptul că sunt municipiile reședință de județ care au acces la sume pe proiecte duble, triple, chiar de 10 ori mai mari decât municipiul Câmpina. Cu privire la investitorii economici, în momentul în care le creezi facilități, inclusiv prin PMUD, cu siguranță, după aceea, apar și investitorii, în condițiile în care să fie o gândire liberă, nu comandată, pentru toți investitorii și, automat, sunt convins că vor veni. Mulțumesc, următorul.